Veste bună pentru fumători. În câteva săptămâni, fumătorii ar putea fuma din nou în spațiile publice închise. La nici 3 luni de la intrarea în vigoare a legii, senatorii au aprobat o serie de amendamente care ar îmblânzi legea antifumat. Decizia finală o va lua Camera Deputaților. Fumatul va fi permis în spații închise, însă doar în locuri special amenajate în acest scop. Unul dintre amendamentele adoptate marți cu 76 de voturi pentru, 2 împotrivă și 4 abțineri stabilește că fumatul este permis în spații separate, complet izolate și inscripționate special pentru această destinație, precum și pe terase exterioare amenajate în acest scop. Senatorii dau o nouă definiție și spațiului public închis. Inițial, acesta era definit ca orice spațiu care are acoperiș sau tavan și este încadrat de 2 pereți. Conform noilor amendamente, prin spațiu public închis se înțelege orice spațiu accesibil public sau destinat utilizării colective, care are acoperiș sau tavan și care este încadrat de pereți de jur împrejur. Proiectul de lege merge la Camera Deputaților, care este decizională. Dacă va trece de plenul Camerei, legea va ajunge pe masa președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare.